Accident rutier cu o victimă la Pașcani. În această dimineață, un șofer a lovit un bărbat în apropierea unei treceri de pieton din Pașcani. În urma impactului, victima a ajuns la spital cu răni la cap și umăr. Un pășcănean a fost lovit în plin lângă trecerea de pieton din fața fostei clădiri Constructorul. Conducătorul auto, Costache Tudorei, de 71 de ani, se deplasa dinspre Pașcani spre Gâștești. El a precizat că din cauza unui morman de zăpadă nu a văzut pietonul și l-a lovit în plin. Speriat, șoferul a urcat victima în mașină și a transportat-o la spital. Până în bordură. Ce se întâmplă? La intersecția de la Constructor. Era petrecere? El puțin mai încolo era. Deci n-am observat că nu știu, toia nu în altă. Și n-am observat că nu pot trecurie. Și am prins. Tot conducătorul auto a anunțat și poliția. Agenții de la rutieră au verificat dacă șoferul a consumat băuturi alcoolice, iar rezultatul a ieșit negativ. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar de cercetare penală, urmând să se stabilească cu exactitate în ce împrejurări s-a produs accidentul.